Vă spun bună ziua! Astăzi, în cadrul emisiunii Invitatul Studioului, vom discuta împreună cu invitatul din platou, Nicolae Cazacu, reprezentantul Partidului Renașterii. Vă zic bine ați venit la noi în studio! Bine v-am găsit! Domnule Cazacu, cine este Nicolae Cazacu? Să ne spuneți pentru telespectatorii noștri. Nicolae Cazacu este cetățean al Republicii Moldova, născut în satul Mărândin, raionul Fălești. Actual locuiesc în orașul Bălți. În domeniul politicii am o perioadă de 4 ani, anterior fiind studiind mai mult politica, în cadrul asociației Promolex, în cadrul organizației Enimo, având statut și calitate de observator național și internațional la alegeri. Și de ce ați hotărât să mergeți în politică? În primul rând, este un domeniu plăcut pentru mine, respectiv cunosc, am făcut și careva studii în domeniu. Pe timpuri când învățam la universitate, am avut un obiect sociologia și politicile sociale, respectiv era mai aproape pentru mine și eu mă regăsesc în acest domeniu. Acum aș vrea să ne spuneți puțin, sunteți jurist de profesie. Să vă expuneți părerea asupra problemelor de drept, asupra reformei a sistemului justiției. Care e opinia dumneavoastră despre această reformă? Dacă să luăm per general domeniul și reformarea justiției în Republica Moldova, noi mergem pe principiul de mit, deoarece toate acțiunile care s-au petrecut în reformarea domeniului justiției pentru ultima perioadă, hai să spunem pentru o perioadă de un deceniu, de 10 ani, rezultatul final fiind egal cu zero. Dacă să luăm per general separat, luăm ca exemplu Ministerul de Interne. În 2013 s-a început restructurarea unde ministrul de interne era actualul prim-ministru, domnul Recean. Am văzut foarte bine cum a fost trecut de la denumirea de comisariat a poliției la inspectorat a poliției, de la uniforma alb-negru la uniforma albastru-sur. Au schimbat gradele militare, din maiori au făcut pe toți comisari, însă per general, dacă să facem o analiză, oare a crescut încrederea cetățenilor în structurile de forță, anume în cei ține de poliție? Desigur că nu. A scăzut criminalitatea? Desigur că nu. Ulterior, avem alt domeniu, domeniul procuraturii. În 2016 a fost reformat sistemul procuraturii, unde a fost demilitarizarea, au fost excluse gradele militare, s-a introdus mantia. S-a făcut organ de conducere în nume de Consiliul Superior a Procurorilor. S-au schimbat statutul și modalitatea de numire a Procurorului General, ca exemplu, adunarea procurorilor. Deja aveau mult mai multă autonomie, atât decizională, cât și ce ține de activitate, ca ulterior. În 2021, cu venirea Partidului de Guvernare PAS, să fie făcute modificări, ca exemplu, anul trecut legea cu privire la procuratură a fost modificată de 8 ori, totodată alegerea procurorului general din nou a fost politizată, adică procurorul general este numit de parlament, până la urmă, adică noi am început cu reformare și să facem o structură autonomă care să aibă o activitate paralel cu cea politică și nemijlocit să nu fie influențată, însă într-un final am ajuns tot acolo. Instanțele de judecat, comasarea instanțelor de judecat, ca exemplu la dumneavoastră, judecătoria Drochia cu sediul Glodeni, judecătoria Drochia cu sediul Râșcani. Persoana primește citații, ca exemplu un bătrânel sau o bătrânică dintr-o localitate, dumnealui citește în citații, este invitat pentru data de la ora la judecătoria Drochia. Dumnealui, având un singur mijloc de transport, dar sunt cazuri când poate fi să ia și două și trei mijloace de transport ca de la Glodeni sau de la Râșcani să ajungă la Drochia,
Ajungând aici, ca exemplu, fiind stabilită o ședință a instanței de judecată pentru orele 10, dumnealui ajunge la 9:30, de fapt, dumnealui trebuie să fie prezent la judecătoria Drochia, sediul Glodeni. Adică nici nu era necesitatea să vie până la Drochia, pentru că... Deci nu a fost atent în necesitate... Corect, adică în mod normal, care era diferența sau care a fost necesitatea reformării, hai să spunem, sau mai bine zis, restructurarea care au făcut-o ei la nivel de... local. Adică până la urmă au dus oamenii în eroare. Haideți să vedem, nu sunt, au dispărut lacunile de legislație. Avem, ca exemplu, hotărâri ale instanțelor sau ale judecătorilor care nu au fost contestate sau care nu au comis erori sau greșeli intenționat sau nu, indiferent, sau au scăzut cazurile de examinare a dosarelor și de nemijlocit Republica Moldova. Avem foarte multe cazuri pierdute la CEDO datorită erorilor din domeniul justiției. Deci, totuși, până la urmă, părerea dumneavoastră este că reforma în domeniul justiției este o spălare de bani. Dar care este părerea dumneavoastră despre fenomenul migrației, scăderea natalității? Cine așteaptă în viitor? Eu locuiesc la momentul în municipiul Bălți și persoanele care din nordul Republicii Moldova care au fost la Bălți cunosc regiunea magazinului Metro, unde în fiecare zi de acolo autobuse și microbuse pleacă peste hotare. Sistemul de migrație la moment ia o amploare foarte mare, tot tineretul pleacă din țară. Problema fiind vremurile bune aduse de guvernarea PAS. Și cum credeți putem ameliora această situație? Nu știu, să stopăm această migrație. Republica Moldova are nevoie... Să venim cu niște soluții concrete. Da. Republica Moldova are nevoie să lucreze la toate compartimentele, începând de la cel social, politic, economic și nemijlocit să dezvolte parteneriate cu alte state care sunt, adică să schimbăm puțin vectorul, da? Să nu mergem doar spre vest și spre est. Sunt, ca exemplu, dacă luăm per general, Republica Moldova este o țară agricolă. Agricultura în Republica Moldova este dezvoltată și respectiv avem o singură problemă. Exportul de cereale, ca exemplu, ce produc agricultorii noștri, apare ba embargo din partea Federației Rusă, ba Uniunea Europeană condiții mai stricte pentru export. Bine, noi anual avem solicitări, ca exemplu, de la state cum sunt Egipt, Iordania, China, India. Ca exemplu, solicitările sunt de mii sau de zeci de mii de tone. Care este sensul să încercăm același drum de 100 de ori când se poate dezvolta parteneriate și cu alte state? Și respectiv, odată cu ridicarea nivelului de export în Republica Moldova, automat statul se începe să dezvoltă. Rulajul banilor merge. Oamenii încep să simt că într-adevăr în stat apare stabilitate. Odată cu apariția stabilităților vor fi atrași nemijlocit agenții economici sau holdingurile mari din lume. E indiferent din care parte vin, care vor veni și vor deschide nemijlocit fabrici, uzine și care vor dezvolta infrastructura. Automat cum sunt create fabrici, uzine, apar locuri noi de muncă. Pentru că locurile de muncă nu pot fi create în parlament sau în guvern. Locurile de muncă se creează nemijlocit de către agenții economici, care la moment nu sunt susținuți sub nicio formă. Deci, părerea dumneavoastră este că dacă vom atrage și vom face niște schimbări ce ține în domeniul agricol, sectorul agricol, va fi stopată și migrația? Nu doar sistemul. Înțelegem agricol, că este un lanț care fiecare dirigă contează. Este un lanț vicios care nemijlocit trebuie rupt. Și strategic să mergem fiecare capitol în parte. Da, și într-adevăr migrația se va micșora, deoarece dacă să luăm per general, la noi foarte mult tineret emigrează în Polonia, în Cehia, adică regiunea din apropiere. Salariul de fapt acolo este de 700-1000 de euro, ceea ce constituie 15-20 de mii de lei. În Republica Moldova, dacă ar exista locuri de muncă,
respectiv fix același salariu poate să-l primească cetățeanul în Republica Moldova, aflându-se acasă, lângă femeie, lângă copii, lângă părinți. Cum credeți? În cât timp putem soluționa această problemă? În dependență când începem. Dacă începem astăzi, adică mai repede, dar dacă până la urmă mergem și căutăm diferiți experți internaționali care să vii să se expui anume problemele Republicii Moldova, care de fapt fiecare cetățean, eu cred că le cunoaște și noi nu avem nevoie despre careva încheieri a unor experți internaționali. Pur și simplu trebuie de pus mâna și de trecut la acțiune. Eu cred că într-o perioadă de 4 ani de zile se poate de schimbat radical situația din Republica Moldova. Și lucrul acesta o poate face nemijlocit Partidul Renaștere cu programul care îl au, dezvoltarea Republicii Moldova, renașterea Republicii Moldova în 7 pași. În campania electorală vom lua cunoștință de acest program. Cum apreciați situația actuală ce ține de economia țării? Am văzut câteva expuneri a unor experți naționali, dar și lideri politici ar diferitor organizații sau partide politice de opoziție, unde situația economică a Republicii Moldova este dezastruoasă. Și anume de ce? Deoarece datoria externă a Republicii Moldova pe perioada de la 2 ani de guvernare a partidului PAS a crescut dublu. Și respectiv toate sursele financiare care sunt atrase în Republica Moldova în jur de 30% vin ca grant și 70% vin ca împrumut. Respectiv împrumutul sunt niște condiții care respectiv Republica Moldova trebuie să le respecte și totodată sunt careva dobânzi care trebuie să fie achitate nemijlocit de către noi cetățenii. Dar declarația că nu vom mai primi deja granturi, fiindcă economia în Republica Moldova deja este așa pe un pas bun, s-a restabilit și dumneavoastră cum spuneți că unele declarații economie, cum credeți? Ideea, eu cred că noi ar trebui să mergem în teritoriu. Pentru că din fotoliul de ministru, care au fost majorate salariile de 3 ori, se vede altfel. Eu cred că ar trebui să mergem în teritoriu să întrebăm cetățenii care este nivelul lor de viață și cum apreciază ei nemijlocit situația economică a Republicii Moldova. Sau să întrebăm, ca exemplu, bătrânii care primesc pensii de 1200 de lei, care este poziția lor și cum se uite ei la partidul de guvernare și la economia Republicii Moldova. Sau dacă pensia sau salariile care le primesc sunt suficiente pentru ca să-și asigure minimum necesar, eu cred că lucrul acesta poate să-l spui 90% din cetățeni. Pentru că 10% sunt persoanele care guvernează astăzi. Dar ramura principală a economiei, cunoaștem că este agricultura, deja ați vorbit puțin despre sectorul agricol, dar aici, ce pași ar trebui să întreprindem ca să reabilităm această ramură? De asta și-am spus, agricultura la moment are nevoie de parteneriat strategici prin care noi să putem realiza producția care o produc agricultorii noștri. Odată cu realizarea aceasta, agricultorii noștri vor dezvolta nemijlocit. Eu am mers undeva, nu știu, un an în urmă, am fost peste hotare Republicii Moldova și am atât România cât și Ucraina, am văzut care este situația și ei sunt domeniul agriculturii. În linii generale, un agricultor are un depozit ventilat și dotat cu sistemul adică pentru ca cerealele să poată fi păstrate. Noi avem încă probleme la capitolul acesta. La noi lumea nu investește deoarece pentru că nimeni nu cunoaște care va fi situația de mai departe cu situația geopolitică din regiune. A doilea, noi, Republica Moldova are nevoie de stabilitate pentru ca lumea să fie liniștită și să poată nemijlocit să investească și să atragem investitori străini. Acest lucru se poate face doar numai într-un singur caz, în cazul în care Republica Moldova va spune ferm convins că noi optăm pentru principiile introduse în Constituție nemijlocit pentru independență și neutralitatea țării. Iată, aceasta este primul pilon și primul pas care ar trebui să facem. Noi ar trebui să declarăm, pentru că noi nu ținem parte. Conflictul nu ne privește pe noi. Eu înțeleg că, da, într-adevăr, este problemă. Dar Republica Moldova nu are o putere geopolitică internațională sau mondială, ca exemplu, ca să putem soluționa o problemă care este la noi la moment.
Dar noi putem să spunem ferm tot, la toată lumea că noi suntem independenți, suntem neutri și suntem de acord să dezvoltăm parteneriate cu toate părțile. Deci, țara mică să facă o politică corectă, nu? Da. Bine, acum, cum apreciați viața politică, să vă expuneți, din Republica Moldova? Avem o experiență foarte frumoasă văzută în ultimul timp. Am văzut răfuieli politici cu opoziția. Am văzut răfuieli politici cu canalele de televiziune care au fost închise, care nu sunt afiliate sau nu simpatizează partidul de guvernare. Am văzut Republica Moldova s-a transformat într-un stat recapturat, deoarece am avut o situație similară în 2019. Acum fix același lucru se întâmplă în Republica Moldova. Dar televiziunile au fost închise pentru încălcări, au fost citate diverse încălcări, deci nu pentru faptul că nu s-au afiliat politic. Corect, încălcările au fost, discutam anterior și cu câțiva colegi de dumneavoastră care s-au expus anume și aici ține de decizia Consiliului Audiovizualului, care este un organ bâtă folosit de guvernare împotriva oponenților sau nemijlocit a canalelor mass media, care într-adevăr nu arată ceea ce ar fi comod partidului de guvernare. Bine, dumneavoastră ați activat la Promulex. Da. Ați hotărât deja să vă implicați foarte serios în politică. Da. Alegerile, în toamnă vom avea alegeri locale. Alegerile sunt transparente, poziția, adică să vă expuneți opinia dumneavoastră din punct de vedere și a fostului observator Promulex. Când se petrec alegerile? Cum sunt alegerile? Cât de transparente și cum vor fi, cum credeți cum vor fi în această toamnă? Alegerile locale nu au atâta o importanță majoră pentru factorul decizional, deoarece în fiecare localitate cetățenii își votează liderilor local. Adică indiferent persoana, dacă este o persoană, cum am spus că la Partidul Renaștere recrutăm persoane de o cumsecădenie rară, dacă persoana într-adevăr are această calitate, este de o cumsecădenie rară, este persoană gospodar, este o persoană corectă, atunci cetățenii într-adevăr vor alege această persoană. Merge de la un partid politic sau merge nemijlocit ca un candidat independent. Alegerile din toamnă, eu cred că pentru partidul de guvernare, după cum am văzut euforia cu care s-au pornit la recrutarea candidaților, eu cred că partidul de guvernare până la urmă are un obiectiv, adică din 33 de consilii raionale ar trebui să aibă președinți de raioane cel puțin în 50+1%, pentru ca să demonstreze că într-adevăr partidul de guvernare este un partid puternic și este au susținere în teritorii. Deoarece noi am observat pe perioada la acești 2 ani de zile, partidul de guvernare are probleme la capitolul recrutare persoane din teritorii, respectiv ei au majoritate în guvern, în parlament, ei au guvernul lor, au președinția și președinta care nemijlocit le reprezintă interesele, însă stau prost la capitolul teritoriu. Adică dacă chiar să luăm pe general care este situația partidului PAS la Drochia, dumneavoastră personal o cunoașteți. Sau ca exemplu luăm raioanele de prin prejur, da? Don Dușeniu, mergem ca exemplu, putem să mergem Soroca, Florești, Glodeni, Râșcani. Partidul nu este vizibil în teritoriu. De aceasta asta ar fi un, să spunem, un spoiler pentru pregătirea de alegerile prezidențiale. Totuși, cum credeți, alegerile vor fi libere și corecte? Noi optăm pentru aceasta pentru că până la urmă locuim într-un stat democratic unde, conform principiului democrației, demos kratos, puterea aparține poporului și sperăm că toată lumea va da dovadă nemijlocit de transparență și de bună credință. Aș vrea să vă expuneți și
Și pe faptul că observăm acum, deja așa cum am menționat, în toamnă avem alegeri, s-a început acest traseism politic. Care este opinia dumneavoastră anume ce ține de traseism politic? Traseismul politic, la moment, să spunem, fiecare persoană când aderă la o formațiune politică, vine cu un scop, având aceleași viziuni, dorind să facă o schimbare mai bine pentru cetățeni, să aducă prosperitate în casele oamenilor. Pe parcursul activității, după cum ați văzut și la moment la Partidul Socialiștilor, a luat o eventuală... Da, chiar următoarea întrebare era de ce ați părăsit Partidul Socialiștilor. Am să răspund și la prima și la a doua. Respectiv, ați văzut că pe parcursul activității politice, multe partide politice își schimbă statutul, își schimbă vectorul, își schimbă viziunea, dar, ca exemplu, noi cei din teritoriu, liderii locali care mergem și discutăm cu oamenii în teritorii, este foarte problematic să vii să explici, ca exemplu, în localitate, la oamenii care au avut încredere și te-au urmat anume pe această cale, să vii să le explici lor de ce anume partidul care tu îl reprezinți în teritoriu s-au schimbat vectorul. Adică la nivel de centru sau la nivel de partid, nu e greu de schimbat, ca exemplu, 20 de pagini cât are statutul partidului. Și asta, până la urmă, este o problemă. A doua problemă este, și asta e răspunsul la a doua întrebare, de ce am părăsit Partidul Socialiștilor, deoarece activitatea Partidului Socialiștilor în ultimii 2 ani de zile, noi am avut o opoziție foarte pasivă. De ce? Asta a fost viziunea liderilor de partid, care au spus că noi trebuie să așteptăm. Dar știți cum, așteptarea nu poate fi veșnică, deoarece lumea vede alte platforme care într-adevăr au ieșit în stradă, indiferent care ar fi viziunea corectă sau nu corectă, dar care au exprimat doleanțele cetățenilor. Și asta este corect. Dar noi până într-un final am stat și am așteptat că va veni ziua, că vom încerca, că vom demonstra. Noi nici nu am încercat măcar să mergem pe principiul că să chemăm lumea pe o platformă mai largă. Deci acesta și a fost motivul de da. Păi de ce anume ați aderat la Partidul Renaștere? Deoarece am spus că eu de fiecare dată când fac ceva, fac ceea ce îmi place mie. Și Partidul Renaștere, anume, cum am spus, este o formațiune nouă. Veche, dar nouă. O da, echipă nouă care se consolidează, care recrutează la moment oameni calitativi, profesioniști, care într-adevăr să ne reprezinte atât la nivel central cât și la nivel de teritoriu. Respectiv, decât să merge cu 100 de oameni, pur și simplu că să fim la număr, adică să mergem cantitativ, mai bine am să mergem cu 10 oameni, dar să lucrăm cu niște oameni la nivel calitativ. În Balți, care este situația? Aveți toți care sunt la dumneavoastră în partid, la Partidul Renașterii, sunt de la Partidul Socialiștilor sau deja sunt, nu știu, independenți la alt partid, că independenți au venit, au aderat la... Parțial, echipa formată la Bălți este formată din foștii colegi de la Partidul Socialiștilor, dar pe parcursul la perioada aceasta deja avem oameni noi, avem oameni care într-adevăr vor să vadă o schimbare, care optează și vor să aducă un prestigiu echipei pe care îl reprezentăm și Bălțul să demonstrăm că într-adevăr este capitala din Nord. Deci să înțelegem că Partidul Socialiștilor deja s-a divizat în două. Nu s-a divizat în două, pentru că noi suntem într-o măsură foarte puțin care au părăsit organizația. La nivel local, nu central, la nivel local puțin? La nivel local, da. Dar la nivel central, noi suntem destul de puțini, pentru că în fiecare echipă sunt oameni buni și oameni mai puțin buni. Respectiv, noi încercăm să, cum am mai spus și anterior, oamenii de o cumsecădenie rară, profesioniști, care
au procedat sau încearcă de fiecare dată să procedeze corect, sunt invitați să alături echipei noastre. Care este opinia dumneavoastră despre ce se vorbește în localitate, da, la nivel de raion, oraș, sate, că Partidul Renașterii, nu știu, este o parte, da, Partidul Ușor, adică, sau va face așa o crădășii Partidul Ușor? Aceasta este o afirmație care la moment este o scuză pentru Partidul Socialiștilor și nemijlocit este din nou o bâtă care Partidul de Guvernare poate să o folosească pentru a ne împiedica să dezvoltăm Partidul Renaștere la nivel național. Veți candida alegeri locale? Cred că decizia cu privire la dacă voi candida sau nu pe o anumită listă sau la o anumită funcție, deja va fi luată puțin mai aproape. Până la moment nu am un răspuns ferm. De aceea, cred că voi răspunde la alte emisiuni care vor fi mai aproape sau care va fi în campania electorală. Da, vă așteptăm cu drag și la altă emisiune și în campania electorală să luăm și noi cunoștință de programul partidului din care faceți parte. Vă mulțumesc că suntem la finalul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență și vă așteptăm, așa cum am mai spus anterior. Stimați telespectatori, radioascultători, sunt Vera Bulgaru, rămâneți alături de noi.